Bună, mă auziți toți și în spate și pe stream. Numele meu este Dana, am fost studentă aici, am terminat masterul de inteligență artificială și acum lucrez ca ML Engineer la Adobe. Și astăzi o să facem un scurt laborator, mai mult un fel de laborator. Cum puteți face fine-tuning pe un model luat de pe Hugging Face. Scopul workshop-ului ar fi să vă pregătească pentru competiție. Adică puteți să luați codul de aici, să faceți mici modificări și să reușiți să puneți o submisie. Ok. Câți dintre voi ați mai auzit de transfer learning, transformers? Ok, super. Bănuiesc că la celelalte workshop-uri ați auzit măcar de vectorizare, cum reprezentăm textul. Ok. Păi în cazul ăsta o să plecăm de la conceptul de vectorizare. Ideea e că rețelele neuronale funcționează cu matrițe de numere. Imaginele au un mod natural de a fi procesate, ele deja sunt reprezentate sub o formă numerică, doar că textul trebuie transformat, trebuie preprocesat ca să avem o reprezentare numerică pentru el. Și cum facem asta? Tehnica se numește vectorizare și avem nevoie de acest embedding. Ce este un embedding? Este doar un mod de a converti ori date categorice, ID-uri sau text, într-o formă numerică. Okay. Dacă, nu știu, poate nu știți deloc tehnici de NLP sau nu știți despre transformer, care ar fi cea mai naturală metodă de a reprezenta un cuvânt într-o propoziție? Avem o propoziție, de exemplu, Ana are mere. Cum am reprezenta fiecare cuvânt pentru a-i da o reprezentare, să zicem, unică în propoziție? Spune, te rog. Exact. E cam ce vedeți voi aici. Avem o matriță. Liniile sunt cuvintele efectiv. Avem, bine, nu este chiar o propoziție, dar sunt niște cuvinte. Avem man, woman, boy, girl, princess. Acesta este vocabularul nostru. Și având, nu știu, să zicem 10 cuvinte, să zicem că vocabularul limbii engleze ar fi doar de 10 cuvinte, cum am reprezentat, am pune pur și simplu un 1 în dreptul fiecărui cuvânt. De exemplu, man este pe prima linie, este primul cuvânt, deci va avea un 1 și restul de 0. Deci cumva am ști doar poziția cuvântului în text sau în vocabularul nostru. Care e problema cu acest cu această reprezentare de cuvinte, nu este foarte, nu spune nimica despre context, doar spune poziția lui într-un vocabular. Dacă am vrea să știm care este diferența dintre cuvântul queen și man, ca semantic, dacă am aplica o funcție, de exemplu, distanța euclidiană, ar fi 1. Dar aceeași distanță între queen și woman este egală între queen și man. Deci ar fi aceeași valoare. Dar queen și man este mai puțin erudit semantic decât queen și woman, ca și concepte. Queen este regină, woman, femeie, ar avea în comun genderul. Ok. Dar cumva de la ideea asta de a găsi o formă, chiar dacă nu are foarte mult sens, s-a încercat să se formeze noțiunea de embedding. Și s-a plecat de la reprezentarea asta numită, cea de sus, numită one-hot encoding. S-a încercat niște reprezentări dense. În loc să avem foarte multe zerouri, s-au gândit oamenii că, hei,
vocabularul nostru să-l împărțim în niște categorii. Și ce-au găsit ei? Femininity, youth și royalty. Astea ar fi cele trei categorii care ne definesc vocabularul. De exemplu, putem să luăm monarh. Monarh are pe coloana Femininity 0.5 pentru că este monarh, poate să fie și o regină și un rege, astfel încât i-a dat scorul 0.5. Pentru tinerețe i-au dat tot scorul 0.5 pentru că nu contează, monarhul poate să fie și o persoană tânără și o persoană mai bătrână, iar pentru royalty i-au dat scorul 1. Ideea e că reprezentarea asta densă a fost făcută de cineva manual și pur și simplu s-au dat niște scoruri pentru fiecare categorie. Cu toate astea am reușit să avem un embedding în care fiecare cuvânt este reprezentat ca un vector de niște scoruri pentru a avea niște înțelesuri. Poate să-mi zică cineva care ar fi problema cu astfel de reprezentare? Într-o astfel de reprezentare ar trebui ca cineva să trebuiască să seteze toți parametrii pentru fiecare cuvânt care există într-un dicționar, bazându-ne pe ce avem. Exact. Și asta ar însemna că ar trebui și să găsim toate categoriile reprezentative pentru vocabularul nostru, ceea ce e destul de anevoios. Și cam aici intervine inteligența artificială în care modelul trebuie să-și dea seama singur de categoriile pe care trebuie să le învețe pentru a reprezenta un cuvânt. Ok, ca să nu vă mai plictisesc foarte mult, să mergem fast forward la Word2Vec. Word2Vec a fost, să zicem, prima chestie importantă pentru NLP în care s-a reușit să se reprezinte partea semantică a cuvintelor. Nu o să intru în detaliile în partea matematică sau în detaliile tehnice, dar ca algoritm, Word2Vec-ul primește niște propoziții, are input text, rețeaua neuronală se antrenează și ca Word2Vec-ul este prea antrenat, ca output va fi câte un cuvânt. Pentru fiecare cuvânt va fi un vector de numere în care categoriile sunt deja învățate, la fel și scorurile astea. Pentru fiecare categorie în parte sunt învățate și nu mai trebuie să le punem noi manual. Nici categoriile nu mai trebuie să le aflăm noi. Which is pretty cool. Și ce putem să facem acum cu Word2Vec și nu putem să facem înainte e să găsim similitudini între cuvinte. Nu știu cât de bine vedeți, dar este o imagine aici, în partea stângă, unde am eu mouse-ul. Este un cluster. Cuvintele care sunt una lângă alta înseamnă că sunt foarte apropiate din punct de vedere semantic. Și asta a rezultat în urma procesării cuvintelor cu Word2Vec. Pentru fiecare cuvânt am găsit reprezentarea vectorială. A fost plotat aici și în sfârșit cu Word2Vec am reușit să găsim niște relații de tip sinonimie, antonimie. Ok. Again, o să vorbim foarte pe scurt de cum a fost antrenat Word2Vec ca să înțelegeți de ce au apărut transformării mai mult intuitiv. Word2Vec este un algoritm care trebuie să prezică cuvântul într-un context. Ți se dă cuvântul vehicul, center word și trebuie să prezici contextul, cuvintele din jurul cuvântului. Acum, cum se face acest lucru? Sper că se înțelege imaginea. Aveți un input vector.
Este aceeași reprezentare cu care am început tutorial workshop-ul. Este un one-hot encoding. Câte intrări are, păi câte cuvinte aveți voi în vocabular. Față de one-hot encoding, acum chiar puteți să puneți, să aveți un vocabular mai mare, de 10.000-20.000. Iar apoi, aveți un hidden layer. Hidden layer-ul este întotdeauna de are atâți neuroni câte categorii, adică câte coloane veți avea pentru matrița care vă reprezintă vocabularul. Dacă ne mai uităm o dată, să zicem că ăsta este tot vocabularul nostru, avem o listă cu multe cuvinte și multe coloane. La fel, fiecare cuvânt este reprezentat de un vector cu multe zerouri și pe o poziție, să zicem, ea este I, are un 1. Unul ăla reprezintă și poziția lui în vocabular. Hidden layer-ul are aceeași dimensiune ca numărul de coloane. Astfel, în momentul când trecem acest input vector prin rețeaua noastră, o să obținem un vector foarte condensat care va avea informații despre vocabularul nostru, să zicem. Iar apoi avem un output layer. Ce face acest layer? Odată, are ca număr de neuroni atâți neuroni câte cuvinte avem. Întotdeauna va fi același număr. Avem tot pe ultimul layer avem și un softmax classifier. Pentru fiecare cuvânt în parte, el va da un scor. Cu cât este scorul mai mare, înseamnă că cu atât cuvântul este de pe poziția I este mai înrudit cu cuvântul pe care am vrut noi să-l ghicim. Adică dacă avem reprezentarea pentru cuvântul vehicle, pe unul dintre noduri, unde sunt cuvintele, de exemplu, speed, down, cuvinte care au legătură cu contextul nostru, vor fi scoruri foarte mari. E destul de clar aici? Ok. Și cam asta face mare parte Word to Vec-ul cu algoritmul acesta de Skipgram. Mai este un tip de algoritm, nu o să intru în detalii. Diferența este că în loc să, cum este propoziția aceasta, în loc să-i dai ca intrare un cuvânt, să zicem mașină, și să prezicem contextul, o să-i dăm contextul și o să-l punem să prezică cuvântul din mijloc. De ce a apărut algoritmul ăsta? Avantajul este că e mult mai ușor să antrenezi o astfel de rețea. Durează mult mai puțin să antrenezi Kibao decât Skipgram-ul. Și ca o mică comparație între cei doi algoritmi, în general, Skipgram-ul ține cuvinte care poate să prezică mai bine cuvintele care sunt rare, iar celălalt algoritm durează mai puțin pentru antrenare, în caz că vreți să-l folosiți. Ok. Ok. Și acum o să vă prezint câteva limitări ca să înțelegeți de ce au apărut transformării. Problema cu Word to Vec este că nu reține informații despre cuvintele polisemantice. Poate să-mi dea cineva un exemplu de cuvânt polisemantic? Orice. Ceva foarte simplu. Ok, masă. Masă poate să apară în multe contexte. Poate să fie masă de călcat, masă asta de să o numim masă, chiar dacă e o bancă sau catedră, cum se numește. Poate să mai zicem că pot să mai zic că merg la masă, adică mă duc să mănânc. Ok, în momentul când noi trecem toate propozițiile astea prin algoritm, el o să învețe vectorul ăla de cuvinte cu mai multe cifre.
Problema e că el o să reprezinte cuvântul pentru toate contextul, dar nu o să reușească să reprezinte foarte specific. Adică o să fie greu să înțeleagă contextul. Puteți să vedeți ca word to vehicle, ca algoritm, că poate să genereze din context un cuvânt și să înțeleagă sensul lui, dar niciodată nu o să poată să genereze cuvinte contextualizate. Adică în continuare rămâne problema asta de polisemie. Ok. După ce, gândiți-vă puțin, după ce aplicați embedding-ul ăsta peste peste cuvintele dintr-o propoziție, obțineți niște vectori. De exemplu, aveți Ana are mere. Ana va fi un vector, să zicem, de dimensiuni 300 pe 10.000. O să mai aveți are, care din nou va fi un vector de 300 pe 10.000 și tot așa. Asta va fi propoziția voastră. Dar dacă stați să vă gândiți, dimensiunea este destul de mare încât să introduceți această propoziție într-o rețea neuronală. Și acum vorbesc de o propoziție foarte simplă, Ana are mere. Dacă aveți un document sau un text mai mare, nu puteți pur și simplu să concatenați toți acești vectori și să-i treceți printr-o rețea neuronală. Are cineva idee ce ar putea să faceți în cazul ăsta? Codificăm cuvintele ca să nu apară ca un vector, să apară ca un cuvânt care indică, nu știu, poate indicele în dicționar. În loc să unifici cuvintele, poți să unifici vectorii. Ok? Și cum ai putea să, din toți acești vectori, să obții un singur vector? Spune-mi. Practic am rezumat fiecare propoziție cu un singur element, ca să avem un context, practic. Da. Și gândiți-vă la o funcție matematică care poate să vă ia mai multe chestii și să le combine pe toate. E o chestie foarte simplă, ați făcut-o de multe ori. Delta, de exemplu? Da, cosin sau cel mai simplu, puteți să faceți media. Puteți să luați toți vectorii, să faceți o medie, un average. Ok. Deci cam asta ar fi. Aveți o propoziție, aveți reprezentarea pentru fiecare cuvânt în propoziție, faceți media la acest embedding și o să obțineți o singură matrice de 300 pe 10.000. Și după puteți să vă folosiți de această reprezentare. Care ar putea să fie problema? Gândiți-vă, puteți să vă gândiți așa, gândiți-vă la două propoziții care au aceleași cuvinte, dar aranjate diferit cu totul alt meaning. Gândiți-vă la cel mai simplu chestie. Pisica mâncă șoarece. Ok, și cealaltă? Ar fi șoarecele mănâncă pisica. Șoarecele mănâncă pisica, da. Ok. Dacă faceți media, adică dacă reprezentați fiecare propoziție în parte și faceți media, practic o să vă dea aceeași similitudine. Și nu este tocmai ok. Pentru aceste cazuri au apărut transformerii. Adică cu ce o să ne jucăm noi astăzi la laborator. Transformerii pentru a rezolva această problemă ce-au adăugat ei ideea de poziție într-o propoziție. Până acum problema noastră e că dacă avem aceleași cuvinte, dar poziționate diferit, li se schimbă meaning-ul. Nu știu, nu, Ana, virgulă, Ana are mere sau Ana nu are mere, din nou, au același meaning. În schimb, dacă cumva reușim să îi spunem rețelei care este poziția unui cuvânt în propoziție, atunci putem să înțelegem și
meaning-ul din respectiva propoziție. Și cum facem transformul chestia asta? Din nou, pentru fiecare cuvânt în parte are un word embedding. Puteți să vă gândiți că este word embedding-ul ăsta chiar de la word to vec. Este un vector cu mai multe coloane. Pe lângă acest word embedding se mai adaugă un position embedding. Puteți să-l vedeți la fel, ca un vector, cum era cel de mai sus, 1, 0, 0. 1 pe prima poziție înseamnă că este primul cuvânt. Embeddingul de jos, o să aibă 0, 1, 0, 0 și așa mai departe. De obicei, vectorii ăștia nu sunt chiar cu 0 și 1, sunt niște vectori, la fel, învățați în timpul procesului de antrenare, dar ideea e că, făcând această operație, acum înțelegem și care este poziția cuvântului într-o propoziție. Și acest position embedding stă practic la baza arhitecturii de tip transformer. Nu știu dacă câți dintre voi ați mai văzut desenul ăsta, poate cei care ați făcut NLP. Ok, dacă o să mergeți la un master de AI sau o să continuați pe acest domeniu, o să vedeți de foarte multe ori arhitectura asta. Foarte high level, aveți două bucăți. Prima este partea discriminativă. Puteți să-l vedeți că, ca BERT. Noi o să ne jucăm cu arhitectură de tip transformer numită BERT. Și ar fi chiar bucata asta. Ce face bucata asta? Primește o secvență de cuvinte pe care o reprezintă ca fiecare cuvânt e reprezentată cu un word embedding. Position embedding-ul este adunat și apoi toate embedding-urile astea sunt trecute prin mai multe blocuri de transformer. Un bloc de acesta este fix imaginea de aici. La sfârșit va fi o secvență de aceeași lungime ca cea de input, dar va avea mai mult meaning, va fi encodată. Și asta e, o să-l mai auziți în loc de discriminator, o să-l auziți ca encoder. Cealaltă bucată este partea generativă. Deci, bănuiesc că folosiți ChatGPT. Ok. Mă rog, puteți vă gândiți că în spatele ChatGPT este un model care arată cam așa. Are bucata de encodare care încearcă să înțeleagă înțelesul cuvintelor, să le encodeze într-un meaning și apoi, având toate aceste encoding, să genereze. Este cealaltă bucată. Ok. Astea fiind spuse, am încercat să vă fac un high level cam cum au apărut embeddingurile, cum arată arhitectura de tip transformer, că după o să ne jucăm cu Hugging Face și cu PyTorch. Deci, practic, o să trecem la partea de codat. Și pentru asta, cred că Delia v-a pus pe Discord un link cu notebook. O să vă rog să-l deschideți și voi, pentru că avem câteva exerciții. Pozele nu se văd, cred că sunt pe drive-ul tău personal și nu sunt publice. Așa că pozele de pe colab se văd doar la tine. Nu știu cum îi afectează pe ei la exerciții, am zis să fac o pauză. Nu îi afectează la exerciții, okay. o să modific chestia asta, da. Ideea când o să-l pun pe GitHub, o să fie cu tot cu poze. Ok, bine. Pe
Ok, ați reușit să-l downloadați? Ați mai folosit Colab? Ok, deci pentru cine nu l-a folosit, contul meu Drive, aveți aici New Google Collaboratory. Dacă nu aveți deja instalat Colab-ul, puteți să apăsați pe chestia asta, conectați de la mai multe aplicații și vă rog să adăugați Colab-ul. Ori asta, ori dacă aveți, ați mai lucrat cu Jupyter Notebooks, puteți pur și simplu să descărcați notebook-ul as it is, pe file, download și să vi-l puneți pe local. Ar fi bine dacă încercați să-l încărcați pe Colab pentru că aveți GPU-uri. O să facem puțin fine-tuning și ca să meargă totul repede, avem nevoie puțin de GPU-uri. Ok. Până una alta, la început aveți dataset-ul, cu ce o să ne ocupăm noi. O să facem un task, se numește STS, Similarity Text Similitudine. Ideea este să prezicem scorul de similitudine dintre două propoziții. Inputul nostru, să zicem, Ana are mere și asta e prima propoziție, a doua propoziție, afară este frumos. Și modelul nostru să ne spună cât de similare sunt cele două propoziții. Task-ul este definit ca unul de regresie, pentru că de obicei trebuie să prezicem un scor. În cazul nostru este un scor de la 0 la 5. 0 este când nu sunt similare deloc cele două texte și cu cât este mai mare, cu atât este mai sunt mai similare cele două texte. Ok, o să lucrăm cu dataset-ul RAW-STS. Trebuie downloadat, dar odată ce-l download, rulați această celulă, se downloadează la voi pe local în folder. După asta, aveți câteva importuri. Cu ce să lucrăm astăzi? A mai lucrat cineva cu PyTorch? Ok, sunt câteva persoane. Nu o să lucrăm chiar cu PyTorch, o să lucrăm cu PyTorch Lightning. Puteți să-l vedeți ca o bibliotecă frată-soră cu PyTorch inițial. Vă ajută să aveți mai puțin cod, să lucrați mai ușor cu el. Și este mult mai customizabil. Ok. Până acum, la celălalt, care e primul lucru pe care îl faceți când aveți un task de ML? Vă încărcați datele și le procesați, nu? Okay, spune. În cazul transformerilor, noi o să facem o preprocesare clasică, cum ați făcut la celelalte workshop-uri. N-o să trunchiem, n-o să eliminăm punctuația. Pentru transformer nu eliminați nici punctuațiile, nu trunchiați din cuvinte, nu scoateți ng-urile, de exemplu, din training, nu scoateți ng-urile. Dar ce trebuie să faceți e să aduceți textul din forma sa cum este în forma vectorizată, adică să aplicați tokenizatorul. Deci cam practic asta va fi partea noastră de preprocesare și mai este un singur lucru la care trebuie să fim atenți. Ok, era bine dacă rulam celulele înainte. Până atunci, cum se face încărcarea și preprocesarea datelor în PyTorch? Un lucru foarte simplu ar fi să ne creăm singur un dataset, un custom dataset. Foarte multe persoane optează să-și creeze singur dataset-ul pentru că ai o anumită flexibilitate. De exemplu, poate o să aveți probleme
în timpul hackathonului. Nu aveți destulă memorie pe să trageți tot datasetul. Și în cazul ăsta nu o să încărcați tot datasetul, puteți să faceți, să folosiți o tehnică numită dataset streaming. Aveți un link aici, este un tutorial, e destul de ușor, puteți să-l urmați. Ce se întâmplă în dataset streaming? Pur și simplu se încarcă, nu se încarcă tot datasetul odată în memoria voastră, se încarcă în formă de partiții, pentru că modelul primește oricum, nu primește tot datasetul odată, tot timpul va primi câteva bucăți din dataset, primește o bucată, se antrenează și actualizează weight, ponderile, ia altă bucată și actualizează weight-urile. Același lucru puteți să faceți și cu datasetul, încărcați o bucată, îl dați către model, abia când a finalizat modelul cu bucata respectivă, mai luați altă bucată. Ok. Și mai sunt și alte avantaje, dar cred că cel mai important lucru ar fi chestia asta. Cum creați un custom dataset? Trebuie să extindeți clasa dataset din PyTorch. Ca să o extindeți, ar trebui să implementați măcar metoda de inițializare, len-ul și getItem. Init-ul este, de obicei vă puneți parametri, citiți fișiere și așa mai departe. Len-ul. De len are nevoie pentru a ști cât de mare este datasetul vostru, adică câte sample-uri sunt în datasetul actual. Iar getItem primește un index și voi trebuie să returnați sample-ul cu indexul respectiv. Ok, sper că s-a încărcat până acum. Ok. O să luați o mică pauză după ce terminăm exercițiul ăsta. Ce-am făcut la acest dataset? În partea de init, pur și simplu, am luat din fișierul nostru. Fișierul nostru este train dataset. De fapt, este file pet-ul. Trimitem un pet, deschidem fișierul și citim linie cu linie din dataset. Cum sunt puse momentan datele în fișier, aveți prima dată scorul de similaritate dintre first sentence și second sentence. Apoi, vine partea de preprocesare. E una foarte, foarte mică, cum am zis, pentru transformer nu ar trebui să faceți o preprocesare, dar în cazul ăsta, pentru că folosim un robert, o să folosim un robert, care este un bird fine-tunat, antrenat pe date în limba română, știți că noi avem și caractere speciale, avem ț, avem ș, care pot fi scrise cu sedilă uneori. În cazul modelului actual, Robert a fost antrenat doar cu diacritice, adică ț-ul sub forma aceasta, nu și cu sedilă. Și ca modelul să înțeleagă ce se întâmplă, pur și simplu o să facem replace la aceste caractere. Și, în general, când lucrați cu modele în alte limbi, fiți atenți la ce caractere sunt, dacă modelul respectiv permite toate caracterele dintr-o limbă, altfel puteți să aveți scoruri destul de mici, pentru că acest caracter poate fi înlocuit cu un token. În cazul BERT o să pună un token, un K, care înseamnă unknown, și în cazul ăsta o să îi zică că nu știe care este caracterul respectiv și o să se piardă din înțelesul cuvântului. Cam asta e singurul pas de preprocesare pe care o să-l facem, dar este esențial în cazul nostru. Și funcția asta o apelăm și peste prima propoziție și peste a doua. Și apoi sample-ul nostru, adică datele noastre de antrenare, să zicem, vor fi reprezentate dintre similarity score și o propoziție formatată.
Propoziția formatată este mai jos. Asta puteți să o luați tot ca o preprocesare pentru modelul BERT. Ce se întâmplă? Aveți nevoie de caractere speciale pentru a înțelege, pentru ca modelul vostru să înțeleagă textul. Aveți aceste două SEP. SEP-ul înseamnă pur și simplu un separator. Voi delimitați cele două propoziții. După prima propoziție puneți SEP, că indică modelului că s-a terminat propoziția, la fel și după sentence 2. Mai aveți acest CLS. CLS este un token special pentru modele de tip BERT. Acel token, la sfârșit, pentru task-ul respectiv, va avea un anumit scor. Scorul ăla vă va indica ce a înțeles el din ce trebuia el să învețe. Deci, după ce aplicați modelul BERT, o să obțineți o reprezentare vectorială. O să obțineți reprezentarea vectorială pentru acest token și pentru cele două propoziții. Voi pur și simplu puteți să luați tokenul CLS pentru a determina scorul de similaritate. Sau dacă aveți un task de, nu știu, să ziceți dacă o propoziție este pozitivă sau negativă, scorul pentru task-ul respectiv o să-l găsiți în acest token. Ok. Și astea fiind spuse, aveți init-ul, aveți cele două funcții pentru preprocesare. Iar în samples, sample este pur și simplu o listă de dicționare. Acest dicționar, practic, reprezintă datele voastre. Eticheta este similarity score. Textul va afla în acest sentence pair. Ok. Ce mai rămâne de implementat ar fi cele două funcții. Len-ul, care ar fi pentru a returna numărul de sample-uri în dataset, și getItem-ul. Și o să vă las câte 2-3 minute ca să încercați voi prima dată. Aveți cele două funcții. Este o linie de cod la fiecare funcție, nimic mai mult. Și după ca să vedeți că totul este în regulă, o să trebuiască eu să rulez soluția, vă rog ca voi să nu trișați. Însă trebuiască să vedeți dacă cele două celule de jos funcționează. O să vorbim și despre ele, dar prima dată încercați să faceți singur cele două funcții. Da. Ok. A reușit cineva să facă cele două exerciții înainte de pauză? Da. Așa. O să fac asta. For God's sake. Ok. Ideea era să ne spui soluția când ajung înapoi la tablă ca să o scriu. Deci, la prima chestie e return len de self.samples. Super! Și la cealaltă, la get item? Pe corect meu. Bine, să fiți corect. Return de self.samples și de index. Ok. Și, practic, acum aveți un dataset procesat, funcțional și tot ce vă mai trebuia. Sunt două lucruri peste care am trecut foarte repede la început. Nu știu dacă ați observat acest lucru. Știi cineva de ce facem asta? În afară de pentru normalizare, că scrie. Ok. Nu știu dacă vă amintiți, la început am zis că scorurile noastre sunt între 0 și 5. Și ce facem noi când împărțim la 5? Pur și simplu normalizăm și aducem în intervalul 0-1.
s-a văzut în mai multe aplicații că pentru intervalul acesta funcționează mult mai bine. De obicei, funcția de loss tinde, adică modelul tinde să ajungă mai repede la convergență. Să fiți atenți doar că odată ce faceți aplicația această normalizare, la evaluare să fiți atenți să faceți înapoi scalare. Adică dacă împărțiți la un număr, putea să fie 6, 7, 8, oricare ar fi, dacă împărțiți la 8, trebuie să, când faceți predicția, să mulțiți înapoi la scala respectivă. Ok? Aveți mai jos soluția, dacă ați văzut. Între timp s-a terminat de rulat. Mai jos aveți așa. De obicei ar trebui să, să vă împărțiți voi dataset-ul. Primiți multe date și trebuie să vă faceți voi acest split de train, validation și test. În cazul nostru erau deja pregătite și a trebuit doar să le încărcăm. Să fiți atenți, există, de obicei sunt niște valori pentru care ar trebui să luați în considerare când lucrați cu diverse tipuri de dataset-uri. Dacă sunt seturi foarte mici de date, puteți să folosiți undeva la 60-70% din datele voastre pentru training, pentru validare undeva la 15-20% și pentru testare 15-20%. De ce? Voi ar trebui să aveți în test setul vostru destul de multe date încât să verificați dacă modelul vostru poate generaliza, iar pe setul de date de validation trebuie să vă găsiți cei mai buni parametri. Adică cam acolo să faceți fine-tuning pe hyperparameters, dar întotdeauna pe setul de date de validare, nu pe cel de testare. Iar pe medium dataset aveți, cumva puteți să vă luați o marjă mai mare, undeva la 70-80 pe medium, pe training set 10-15 la validation, la fel și la testare. Când avem seturi de date la număr de milioane, nu mai contează, de obicei puteți, vă ajunge să aveți, nu știu, 2-3% pentru testare. Ok. Collator-ul. Function collator este o funcție care vă procesează la nivel de batch. Cum am zis, modelul nu o să trimitem la modelul vostru, în momentul training-ului, fine-tuning-ul, tot dataset-ul, vom trimite partiții. Așa că acest collator ce face e să preproceseze, dar numai la nivel de această partiție. Deci o să avem nevoie prima dată de tokenizer. E un tokenizator luat de pe Hugging Face. Dacă nu știți, pe Hugging Face găsiți orice model. Chiar și pe limba română, vă uitați aici pe Models, găsiți ce vreți voi. Și asta o să vă ajute la hackathon. Ok. Încărcați un tokenizator. Acesta este pet-ul de pe Hugging Face. Și apoi, ce trebuie să aveți pentru acest collator? În cazul nostru. Am zis mai sus că transformerul primește o secvență fixă și returnează o secvență fixă. Dacă vă amintiți, când ați văzut figura asta, primește o secvență de cuvinte, returnează o secvență de aceeași lungime pentru care a primit-o. Asta înseamnă că toate textele noastre din datasetul nostru trebuie să aibă aceeași lungime. Fiecare propoziție trebuie să aibă, dacă noi zicem că trebuie să aibă 512 token, o să trebuiască să transformăm tot datasetul. Și cum facem asta? Folosim această funcție. Funcția noastră, obiectul nostru va primi odată tokenizatorul care se ocupă. Primește un text și îl împarte în tokeni, în bucăți de cuvinte, iar apoi bucățile de cuvinte vor fi transformate în vectori.
Și acest max len, care este pur și simplu lungimea maximă a secvenței după tokenizare. Adică câți vectori vom avea ce vor fi introduși în model mai departe. Și trebuie să suprascriem această funcție call, care va trimite un trebuie să ne trimită un batch. Un batch, să zicem că este de lungime 10. Vor fi 10 sample-uri din setul nostru de date. Prima dată. Noi vom primi din datasetul nostru un batch de 10 lucruri. Din nou, trebuie să scoatem similarity scores pentru fiecare element din batch. Este dicționarul ăla, iar cheia este similarity score. Pentru sentences, la fel, o să scoatem fiecare propoziție din batch-ul nostru. Aceste propoziții, înainte să fie trimise către model, trebuie tokenizate. Ce faceți? Pur și simplu apelați acest tokenizatorul, self-tokenizer, de propoziția voastră, de propozițiile voastre, și apoi mai aveți niște parametri. Ce este important este acest max length, care este secvența voastră, este lungimea maximă pentru care acceptați token. Asta e un hiperparametru pe care ar trebui să, în timpul competiției, de exemplu, să vi-l alegeți cu... adică să vă gândiți cum să-l alegeți. De ce? Hiperparametrul ăsta contează foarte mult, ca odată influențează timpul de antrenare. Dacă aveți un setat foarte mare, o să dureze și fine-tuning-ul foarte mult. Dacă este mai mic, o să antrenați mai puțin, dar dacă este prea mic, s-ar putea să aveți o acuratețe foarte mică. De ce? Voi aveți, să zicem, propoziții într-un dataset de undeva lungime între 300 și 500 de cuvinte. Să zicem noi așa. Dacă îl setați 600, oricum, cea mai mare propoziție a voastră va fi prea mult mai scurtă decât lungimea voastră mare. Și ce se va întâmpla? Aveți acest padding egal cu true. Pur și simplu se vor adăuga zerouri sau niște token, puteți să-i vedeți ca niște zerouri, se vor concatena la propozițiile voastre. Și o să aveți mult padding, mult noise. Dacă setați prea mică lungimea asta, este ok că se va aplica truncation. Dacă setați truncation true, înseamnă că propozițiile voastre se vor trunchea la lungimea pe care ați setat-o. Ele două, oricum, ar trebui setate, dar să aveți grijă când setați parametrul ăsta. Spune. Am văzut în multe modele BERT și nu numai, că de obicei max sequence length este de obicei o putere a lui 2. Este ceva în spate ce face să fie mai bun puterile lui 2 sau este doar E ales convenabil. Mai e luat în calcul și că output-ul, adică după ce trecem toată secvența noastră de embedding-uri, este de 768, care e divizibil cu 2. De obicei se merge din 2 în 2, se încearcă cea mai mică, cam ar fi 32. Dacă ai, știi că ai texte de lungime foarte mică, ai 32, 64, 128, 256, 512, cam astea sunt secvențele care se încearcă. Noi, de exemplu, acum o să avem 256, depinde foarte mult și de setul vostru de date. Voi, practic, puteți să vedeți care este lungimea pentru fiecare propoziție, text pe care îl primiți. Adică să vedeți puțin niște date statistice legate de setul vostru de date, s-ar putea să vă ajute chiar și la competiție sau pe orice task pe care îl faceți. Dar nu e nicio... adică nu e foarte multă teorie în spatele asta. Ok. Alte întrebări? Ok.
așa, cum spuneam, lungimea asta în cazul nostru este o putere a lui 2, este 256. Alt hiperparametru, să zicem, pe care îl setăm pentru antrenare este cât de mare să fie bechiul, adică câte sample-uri luăm odată ca să antrenăm modelul. Ok, și acum vine, după ce ne-am definit această funcție care ne tokenizează fiecare propoziție din fiecare bechi, am creat o... Stai să rulez prima dată. Inițializăm un obiect de tip CTS Collator. După avem data loader-ul. Data loader-ul este, puteți să-l vedeți ca ceva care învelește deasupra dataset-ul și se ocupă doar cu a împărți dataset-ul în bucăți mai mici, numite batch-uri. Și dacă vreți să iterați puțin să vedeți ce aveți, puteți pur și simplu să vă uitați la input IDs, dacă vreți să vedeți cum arată reprezentarea vectorială. Eu, în schimb, am folosit această funcție convert IDs to token, care vă convertește din reprezentarea vectorială în tokenii propriu-zis, adică înapoi în cuvinte. Ok, și acum la model. Ok, fiind task de regresie, o să folosim loss, MSE loss. Alte, să zicem, caracteristici pe care ar trebui să le aibă în considerare modelul este model name. Model name-ul, l-am definit mai sus, este de fapt acest model pad. Important e să folosiți același tokenizator pe care îl folosiți și pentru model. Adică dacă voi folosiți un tokenizator from pre-train cu bird base Romania în case V1, același nume ar trebui să fie și la modelul vostru. Nu puteți să folosiți un tokenizator pe limba engleză și să aveți un model pe limba română. Și practic asta facem aici. Avem un primim tokenizatorul definit mai sus. Model name-ul este pet-ul pe care vi l-am arătat, Robert, luat de pe Hugging Face. La fel, este preantrenat, deci o să folosiți aceleași funcții, automodel from pre-train de model name. Și ce am zis noi, că modelul acesta scoate o reprezentare vectorială pentru propoziție. Acum, voi cu reprezentarea asta vectorială trebuie să faceți ori clasificare, ori regresie după caz. Pentru asta vă mai definiți un output layer, care nu e altceva decât un fully connected layer adăugat peste output-ul de la BERT, care este reprezentarea vectorială. El primește ca input o să fie dimensiunea ultimului strat din embedding și output va fi 1 pentru că vrem să prezicem un scor. Mai avem learning rate-ul. Altă chestie, tot aici în inițializare aveți și dacă GPU-ul este available sau nu. Adică dacă aveți acces la resurse, la TPU-uri, la GPU-uri și așa mai departe. Ok. Cât mai avem? Mai avem puțin. Așa, aveți forward pass-ul. La forward pass-ul ce se întâmplă? Pur și simplu primiți un... PyTorch Lightning știe să facă asta pentru voi. Ce trebuie să aveți voi în considerare e ce faceți dacă modelul vostru primește un batch de date. Modelul vostru primește date și ce facem? Trecem datele astea prin modelul nostru de tip BERT ca să scoatem reprezentarea vectorială. Am zis noi de acest călăsă embedding. Călăsă embedding nu este nimic altceva decât reprezentarea vectorială de la acest token.
în care vom ține informații despre similaritatea dintre două propoziții pentru task-ul nostru. Ok. Scoatem această reprezentare și pentru a obține scorul final, pur și simplu aplicăm un layer de fully connected, cel definit mai sus, pentru a obține prediction-ul. Acesta este doar forward pass-ul. Atunci când faceți fine-tuning, trebuie să aveți și partea de, cred că ați auzit dacă ați avut cursuri de ML, de backward propagation. Adică atunci când se reactualizează weight-urile voastre în model. Dar lucru foarte fain despre PyTorch Lightning față de PyTorch simplu e că nu mai trebuie să implementați voi acest lucru. Este deja implementat și nu mai trebuie să fiți atenți că trebuie să actualizați weight-urile la loss și așa mai departe. Ok. Mai aveți acest training step. Ce trebuie să facă modelul vostru la pasul de antrenare? Cum ziceam, este mult mai simplu decât la PyTorch. Pur și simplu primiți un batch-ul vostru, sunt datele voastre. În date aveți scoruri de similaritate și propoziții tokenizate și mai primiți un batch ID. Ok, vă luați, în cazul nostru, tokenized batch este, sunt datele voastre de intrare, ground truth-ul este eticheta, adică scorul dintre cele două propoziții. Pentru a face o predicție, pur și simplu apelați funcția de mySools, sellForward de tokenized batch, loss-ul vostru se calculează by default apelând loss function. Loss function-ul nostru e MSE-ul. Și acum pur și simplu trebuie să trimiteți mai departe loss-ul. Important e atunci când lucrați pe GPU-uri să aveți această instrucțiune. Trebuie să mutați toate ponderile voastre de pe GPU pe CPU ca să vă funcționeze. În schimb, când aveți CPU, nu mai este necesar. Dacă puteți faceți asta acasă, dacă vreți să fie agnostic de resurse voastre, adică să nu conteze dacă aveți GPU sau nu, pur și simplu puteți să vă folosiți de self.gpu available, care vă spune dacă aveți GPU sau nu. Se folosește de Torch pentru a afla asta și aveți doar un if aici pe care trebuie să setați loss-ul. Adică loss-ul o să rămână loss egal cu loss.item dacă aveți CPU. Dacă nu, o să aveți nevoie de chestia asta pentru a loga. Ok. Validation step-ul este la fel ca forward step-ul și mai aveți acest configure optimizer. În cazul nostru o să folosim Adam. Adam este folosit cam peste tot. Puteți să vă uitați să în documentația de la PyTorch să găsiți și alți algoritmi de optimizare, dar e cel mai întâlnit și cu el puteți să obțineți rezultate foarte destul de bune folosind doar parametrii by default. Ok. Ar trebui să mai fiți atenți dacă folosiți, de exemplu, notebook-ul în timpul competiției. Sunt acești parametri de la trainer. V-am zis că PyTorch-ul vă antrenează modelul out of the box, dar trebuie să aveți acești parametri. Dacă antrenați pe CPU, ar trebui să comentați aici la device, atât aici cât și la accelerator, asta pentru CPU, câte epochi folosiți. Puteți să
setați la minus 1 dacă vreți să antrenați modelul până la convergență. Adică va ști el când PyTorch o să se uită by default la loss-ul atât pe validare cât și pe antrenare și o să știe el când converge. Dacă loss, eroarea pe validare crește prea mult, va ști să aplice early stopping, adică să se oprească înainte să crească eroarea, ca să nu antrenați prea mult și să obțineți rezultate mai proaste. Adică o să ajungeți la fenomenul de overfitting. Mai e o chestie, dacă nu vreți să antrenați pentru multe epoci, cum e în cazul nostru, pentru că nu avem timp, puteți să setați, nu știu, o epocă, două epoci, o să setezi trei epoci. La fel, puteți să limitați câte batch-uri folosiți și așa mai departe. Ok, super. Antrenarea, aveți doar, luați obiectul ăsta de tip trainer și apelați funcția fit. Primește ca parametru modelul, data loader-ul pe training și cel pe validare. Ok, o să dureze puțin până se termină. Între timp, aveți întrebări sau e ceva neclar din cod? Pentru modelul BERT, pentru câte probleme ar fi util? Adică, în afară, ar fi util pentru clasificare, orice tip de clasificare cu oricâți parametri sau are limitări? La ce te referi cu oricâți parametri? Adică să ai mai multe clase? Da. Sau? Da, poți să folosești și cu 5 și cu 10 clase. Singurul lucru... ok. Dacă vrei să convertești, să zici, la modelul ăsta din task de regresie în clasificare, odată trebuie să folosești altă funcție de loss. Te uiți în documentație de la PyTorch și vezi ce funcții de loss sunt available. Și doar apelezi funcția din documentație. Al doilea lucru la care trebuie să fii atent este la acest layer fully connected. În cazul de clasificare, dacă aveam trei clase și în funcție de ce funcție foloseam pe acest... ce funcție de activare foloseam pentru acest fully connected layer, setam output-ul. Adică, da, poate pentru o anumită funcție de activare, setam output-ul să fie egal cu numărul de clase pe care trebuie să le clasific. Dacă este 5-point classification, adică avem 5 clase, 5 puneam și aici. Atâta, trebuie să fiți atenți la output-ul din cod, din line, din fully connected, la ce funcție de activare se folosește și la loss. Puteți să vă uitați pur și simplu în documentație, sunt și câteva tutoriale pe net care vă explică cum funcționează. Ok, altceva? O chestie care e destul de faină la PyTorch Lightning e că aveți frumos vizualizat cât parametri sunt antrenabili pentru fiecare layer, modul în parte, și aveți și niște informații cât mai durează când până se termină antrenarea aproximativ, care este loss-ul pe fiecare epocă. Ok. Alte întrebări? E ok, dacă trecem mai departe? O să-l iau ca pe un, da? Ok. Asta o să fie un exercițiu cam de 10 minute, maxim, în care trebuie să faceți funcția de predict. Ce face această funcție de predict? Voi ați antrenat deja modelul vostru.
Adică era prea antrenat și voi ați făcut fine-tuning pe task-ul vostru, adică l-ați îmbunătățit pe un anumit task. O să primiți, funcția a doua, să primește modelul și două propoziții și ar trebui să returneze scorul de similaritate dintre cele două propoziții. Și chiar trebuie să faceți prima dată. Ar trebui să formatați cele două propoziții, la fel cum ați făcut mai sus, atunci când ați antrenat modelul. De ce? Pentru ca să facem o predicție, din nou o să trebuiască să trecem textul prin model. Apoi, ar trebui să-l tokenizați, ca să-l transformați în bucăți de token pe care ar putea să treacă, adică reprezentarea vectorială care poate să treacă prin model. Generarea predicțiilor este asemenea, este de fapt la fel ca ce am făcut aici. Puteți pur și simplu să apelați model de ce aveți mai sus, ca reprezentare vectorială pentru a genera predicții. Și ultimul lucru care am zis că ar trebui să fim atenți, să ne întoarcem din intervalul 0,1 în 0,5, care era inițial, adică să facem scaling-ul după ce am făcut normalizarea. Ok? Ok. O să trecem... A terminat cineva exercițiul? Câți dintre voi ridicați mâna? Ok. E cineva confortabil să vină să scrie codul în față? Sau vrea să mă ajute? Sau prefera să ne uităm pe soluție? Ok. O să mă uit pe soluție și după o să vin la cei care au terminat să vedem dacă sunt diferențe sau dacă v-ați gândit în altfel. Dar e destul de pretty straightforward. Funcția predict. Deci, ce trebuia să faceți prima dată? Voi primiți două propoziții. Și trebuie să vedeți dacă sunt similare sau nu. Ok, când procesați textul, trebuie să aveți aceeași procesare a textului ca atunci când ați introdus în model. Adică cum formatul pe baza căruia ați antrenat modelul trebuie să fie același și pentru textele din evaluare. Poate să nu fie, dar este... bine să fie asemănător. Așa că, noi știm că primim o propoziție în care primul token este cel de clasificare, cel care are informații despre sensul propoziției și despre task-ul nostru. Apoi, aveți prima propoziție, separatorul, a doua propoziție, separatorul. După, ce am făcut noi a fost să luăm textul, să-l tokenizăm. Și pentru că m-a întrebat cineva... Poți să scriu pe tablou? Pentru că m-a întrebat cineva și cred că am uitat să menționez ce face tokenizatorul. Tokenizatorul are două roluri. Odată să împartă propoziția în token și tokenii aia să îi transforme în vector. Și ce înseamnă un token? Puteți să-l vedeți ca un workpiece. Adică, dacă aveți, să zicem, training, training puteți să-l vedeți ca un cuvânt compus. Baza lui este train și mai este adăugat această porțiune in go-ul. Pe care, de obicei, la celelalte task-uri, poate ați folosiți steaming sau lemmatization și l-ați fi eliminat. Ce nu trebuie să faceți la Transformers e să eliminați bucata asta. De ce? Pentru că vine tokenizatorul. Pam, pam, pam. Și vă transformă în bucăți. În interior, bucățile vor fi train,
Atlas Diez care spune că mai departe mai urmează ceva, adică cuvântul nu este finalizat și mai urmează o porțiune și după este acest ING. Apoi, abia după se vor transforma în ID-uri. Adică când al doilea pas din tokenizer ar fi să transformăm bucata asta cu bucata asta în doi vectori. Așa că atunci când am zis token, nu mă referam la cuvinte neapărat, mă referam la bucăți din cuvinte. De ce se întâmplă asta? Pentru că modelul este mult mai ușor să învețe bucăți din cuvânt și este consumul de memorie, putem să cred că e mai puțin în memorie, decât să învețe training, learning. Așa știe că train este cuvântul de bază, rootul și mai sunt bucăți care poate să-i dea înțeles. Și mai avem și chestiile astea care îi spune dacă este cuvânt compus sau nu. Mai clar acum ce face tokenizatorul? Ok. Așa. Și ID-urile astea pur și simplu sunt niște vectori. Pam, de NPM, să zicem. Și după ce avem toate datele noastre tokenizate, pur și simplu facem o predicție, trecem batch-ul nostru prin model. Da. Așa. Și prediction score. De ce era important să-l scalați înapoi? E pentru că modelul vostru a învățat să prezică scoruri între intervalul 0 și 1. Acum, dacă aveți 0,2, în realitate era de fapt scorul 1 și trebuie pur și simplu să înmulțiți înapoi cu numărul pe care l-ați folosit la normalizare. Și cam asta a fost cu predicția. Acum mai aveți o funcție micuță care vă ia câteva texte și pentru fiecare text, pentru fiecare pereche de propoziții în parte, vă returnează un scor. Ok. La ce trebuie să fiți atenți atunci când faceți evaluare? Să setați modelul în modul de evaluare, cum faceți asta model.eval. Puteți să mai puneți și torch.nograd atunci când apelați funcția de predicție. Ce înseamnă e că nu o să mai facă pasul de backpropagation, adică nu o să-și mai actualizeze weight-urile din model. Voi nu vedeți acest lucru pentru că nu ați făcut voi modelul de mână, nici n-ați vrea să faceți asta. Ați începea și ați termina anul viitor, poate. Adică puteți să vă uitați în paper, puteți să vă apucați, dar având în vedere că deja e implementat, mai bine îl luați gata implementat. Și ca să fiți sigur că nu se face acest pas de backpropagation când se actualizează ponderile modelului, pur și simplu with torch.nograd pentru a trece în modul de inferență. Și acestea fiind spuse, am făcut fine-tuning doar pe 5 epochi. Asta înseamnă că nu o să am cele mai bune scoruri. Modelul încă nu a învățat foarte mult, dar putem să ne uităm puțin, să vedem dacă a învățat cât de cât ceva. Ok. Ana are mere, Andreea are pere. El zice că este cam pe la jumătate. Ceea ce nu e așa de greu. În schimb, un scor destul de bun este acesta. Deja a început să învețe. Cerul este albastru azi, pisica urca pe acoperiș. N-are nicio semantic vorbind, n-are nicio treabă. Ok. Se vede că modelul nu a învățat încă foarte bine sau că nu... încă nu are conceptul de antonimie foarte bine definit. Din chestia asta, cartea a fost interesantă, lectura nu m-a captivat deloc. Într-adevăr, este semantic similar, că sunt asemănătoare, sunt din același topic, este vorba de o carte, de lectură, de citit.
dar ca și sens pentru noi oameni sunt complet opuse. Ok, și cam asta a fost. Dacă mai aveți voi întrebări.